Municipalitatea din Orăștie are în derulare mai multe proiecte cu finanțare europeană. O parte dintre acestea vizează modernizarea sau reabilitarea unor obiective importante din localitate, iar valoarea investițiilor este una impresionantă. De asemenea, se alocă și sume importante de la bugetul local pentru acest gen de investiții. În anul 2024, municipiul Orăștie va sărbători 8 secole de la atestarea documentară. Pentru a întâmpina cum se cuvine acest moment festiv, primăria municipiului Orăștie derulează mai multe proiecte de modernizare a orașului. O parte dintre acestea au finanțare europeană, dar se alocă sume importante și de la bugetul local. Un astfel de exemplu este centrul istoric. Pentru modernizarea sa, existând un proiect în valoare de 5 milioane de euro cu finanțare de la bugetul local. Cea mai importantă investiție de la bugetul local este modernizarea centrului, acolo unde sunt de fapt mai multe proiecte care implică și înlocuirea rețelelor utilitare de curent, de gaz, de curent slabi. Toate acestea vor fi înlocuite prin diverse proiecte și prin finanțări de la bugetul local. Deci peste 5 milioane de euro aduși pe acest obiectiv de investiții. Ținând însă cont de perioada delicată prin care trecem, primarul Orăștiei are și planuri de rezervă pentru modernizarea centrului istoric al municipiului. Cu toate acestea, Ovidiu Bălan speră ca în curând viața să revină la normal și municipalitatea din Orăștie să nu fie nevoită să apeleze la alte surse de finanțare pentru finalizarea investiției. Dacă nu vom avea alocări și resursa financiară pe bugetul local să accesăm un împrumut pentru a putea implementa acest obiectiv de investiții. Avem și alternativă de a introduce proiectul pe programe și pe granturile oferite de Uniunea Europeană prin acele programe de reziliență și ne dorim ca să găsim soluții astfel încât să nu apelăm sau să nu apelăm la împrumuturi pe care trebuie să le rambursăm. Sperăm ca în perioada următoare să treacă pandemia, firmele să-și reia activitatea și de ce nu acele venituri pe care noi ca administrație locală le obținem din impozitele pe salarii să revină la nivelul celor din anul 2020. În această perioadă, municipalitatea din Orăștie mai are în derulare și 17 proiecte cu finanțare europeană, valoarea totală a fondurilor astfel atrase depășind suma de 175 de milioane de lei.